Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj, Uzina de Apă Suceava, s-a animat vineri, odată cu deschiderea celei de-a 5-a ediții a Zilelor Culturii Urbane. Evenimentul, prilejuit de aniversarea 100 plus 4 ani de la darea în folosință a Uzinei de Apă Suceava, are ca temă patrimoniul construit între autorul anonim și personalitățile majore și se desfășoară între 12 și 14 august. Vineri a avut loc deschiderea publică și vernisarea expozițiilor Izvoare și Popasuri și George Matei Cantacuzino, un modernist hibrid. Avem aici o expoziție cu totul deosebită a unui tânăr arhitect român care și-a dat doctoratul la Stuttgart pe subiectul George Matei Cantacuzino, dar poate cel mai important, avem și un reprezentant al familiei, pe doamna Ilinca Cantacuzino, care vine din Londra. Din păcate, nu vorbește românește, dar o să avem parte de o traducere și o să vă expună. Dumnezeu a venit și cu o expoziție personală, care încearcă să facă legătura peste ani între, nu numai aș zice, membri ai familiei, o continuitate mult mai complexă. Urmează conferința George Matei Cantacuzino pentru ca de la orele 18:30 să aibă loc un eveniment muzical. Sâmbătă, Uzina de Apă se deschide invitațiilor de dimineață. Între orele 10 și 17:30 au loc 3 conferințe, iar după amiază, premiera filmului documentar Letters of Longing, Romania's Forgotten Modernist Cantacuzino, de George Rowell. Duminică este ziua porților deschise la Uzina de Apă, ce poate fi vizitată între orele 10 și 18:00.